ține o mamă mai are să iubească până moare. Să iubești de când viață a muncit ca să te crească, să nu o lași să sufere, să iei toate grijine. Mama care te-a făcut, omul care te-a hrănit, cât ai fi tu de bătrân, mă, cât ai mamă, ești copil. Dar o mamă ca la mine, eu n-am mai văzut la nimeni, mă. Merge, băieți! Vreți să ne primiți cu daruri? Cu ce vreți, și mașina să mi-o dați, vreau. Bun, e bine. Pă la 57 de ani care-i... Care-i fa... e meu? Păi da. Nu știu, nu știu, mie să-mi spui cine a făcut asta. Păi de la dumneavoastră așteptăm în lume. Păi rupune, tu așa cine, și... Cine credeți dumneavoastră că vă iubește foarte, 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 foarte mult? Nu știu. Tot mă iubește, tot copiii mei. Păi lăsați copiii la o parte că cu noi a vorbit un domn. Un domn? Da, și ne-a spus că vă iubește mult și rău. Nu-mi dau seama, nu. Păi care domn l-ați putea avea în familie care să vă iubească mult? Nepotul Mădălin, băiat. Ion, cine? Altul Ion. Păi dă Ion al lui Stedo, al lui Irina. Nu știu ce să vă zic, dar nu cred că era din familie. Astăzi? Nu este ziua dumneavoastră astăzi, nu? Pentru dumneavoastră. Cine? Cine-mi Bianco să mă... El se poate, fata din Spania. Ia vezi că cred că fata e. Da. De ce nu se nu poate știu, fata păi, din Spania? Că e departe? Nu că e departe, că și atunci când a făcut tot în Spania, a făcut păi bărbatul. Păi vedeți, tot. Surpriza vine de departe. Nu da, astea m-am mințit cu altceva. Poate treaba asta. Dacă e pocăită, are voie să mintă. De ce să iau eu? Da, mă, că este. Ia, stai din gură, nimerește din fece, zăi din fece. Cine? Irina. Flori, Irina? Flori. Altcineva? Cine mai e? Care copii mai aveți? Ion, al lui Irina, nu. Așa. Ion al lui Tedu. Așa. Nu, nu știu ăștia i-am. Ăștia? Nu. Mătul meu doar a plecat, băiatul meu. Păi, ce vreau să vă zic? Stau cu copii. Da, noi ce am venit... Omul nu găsesc eu să nu fie și mai rău și mai atrasă, nu ce cer. Mai cum? Dar cine venit, să fie, să fie Flori? Noi am venit cu o surpriză. Uita, de mulțumire, chiar dacă nu e ziua dumneavoastră astăzi. Așa, într-o zi obișnuită, cineva s-a gândit să vă mulțumesc. Pui în cap, păcăit-o, că ai mințit. Nu. Haideți să vedem din partea cui venim astăzi. Draga mea mamă, ba, e Irina. Îți mulțumesc că mi-ai n-avem dat voie cu lacrimi și mă ascultai atunci când îmi era greu. Tu m-ai învățat ce e bine și ce nu. Îți mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-ai dat mie, atât mie cât și copiilor mei. Ești o mamă simplă, dulce, să rămâi în continuare la fel. Îmi aduc aminte cum mă mângâiai cu mâinile tale aspre și cum cafeaua mi-o aduceai. Îmi pare rău că nu sunt lângă tine, îmi este tare dor de tine. Așa cum mă strigi tu, nu o face nimeni. Ești și vei rămâne în sufletul meu. Mamă, te iubesc, să fii sănătoasă și să-mi trăiești mulți ani de acum încolo. Cine este? Nu știu, ori Flori, ori Irina, astea două. Din partea fiicei Irina venim astăzi cu surpriza. Noi avem aici și o ramă cu poze pentru dumneavoastră. Și avem și o melodie. Dar nu avem voie. Bună ziua! Haideți să-i spuneți câteva cuvinte. Avea, dar ce nu mi-ai pus fufo? Nu știu, ne văd un pic telefonul. Fără să plângem. Mamă!
Singurea mă întâmplă, ce mică da Dumnezeu. Singurea mă întărește, pe mine copilul e. Îl iubesc pe Domnul care a cistit cu mama mea. Nicăieri în lumea mare, îl iubesc pe Domnul care a cistit cu mama mea. Nicăieri în lumea mare, nu găsesc altă căia. Mai tare, pe voi nu mâncare de dimineață. Mulți ani trăiască, mulți ani. Mulți ani trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Bunica să trăiască, bunica să mai trăiască, la mulți ani. Și să-mi florească, și să-mi florească. Bun! Doamna, cum vă simțiți la 57 împliniți azi? Foarte bine, foarte tânără. Bun. Mă duc la muncă în Spania, cam atâția ani acum. Păi da, bun. Multă sănătate și păi putere și să fie lângă noi. Să meargă la muncă în Spania să facă bani. Da. Bun, perfect. Dacă da, sănătate și putere. Și ție, muică, și ție, și la și toată lumea. Păi cine vreți mă să vorbim? Da, uite, mamă, nu știu cum să trăie cu mulți ani și stai lângă noi. Bună și ei! Rămâne! Cine o mamă, mama iare, s-o iubească până moare. S-o iubești, pierg în viață, a munci ca să te crească. Să nu o lași să sufere, să iei toate grijine. Mama care te-a făcut, omul care te-a hrănit. Cât ai fi tu de bătrân, mă, cât ai mamă, ești copil. Dar o mamă ca la mine, eu n-am mai văzut la nimeni, mă. Merge, băieții! De la mămica alușumii, pentru copii, pentru nepoți și pentru toate mamele devotate pentru nepoți și copii. Hai băieți! La măicuța mea,
cum mi s-a schimbat fața. Îi văd fața bătrânită și mânuța ei muncită. Să lăsa fără mâncare, să-mi pupere miețoane, ca să-mi facă pofta mea, ea la orice renunță. M-a crescut ca floarea în glastră, am o măicuță frumoasă, și-a dat sufletul și viața, ea a îndestulat casa. Merge, tată! Pentru toate mamele din lumea asta și pentru mămăița. Să știe,